Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre meduze. Meduza este o vietate întâlnită în mările și oceanele lumii și chiar în lacuri cu apă dulce. Meduzele arată ca un clopot și au tentacule de jur împrejur. Această vietate marină a primit acest nume pentru că seamănă cu medusa rea din mitologia greacă, o femeie care a jignit-o pe zeița Atena, care apoi și-a schimbat părul în șerpi, făcându-și fața atât de hidoasă, încât transforma oamenii în piatră. Medusa este de asemenea cuvântul pentru meduză în mai multe limbi, inclusiv greacă, ebraică, franceză sau română. Oamenii de știință spun că există aproximativ 10.000 de tipuri diferite de meduze în lume. Corpul acestor creaturi este format din aproximativ 95-98% apă, în funcție de specie. Ciclul de viață al unei meduze începe cu un polip, care după câteva luni sau ani se transformă într-o meduză. Unele meduze trăiesc la o adâncime de peste 10 km, ceea ce le face foarte greu de studiat. Meduzele au mărimi foarte variate, de la mărimea unei gămălii de ac până la 2,5 metri, iar tentaculele acestora pot atinge lungimi de până la 60 de metri, lungime de două ori mai mare decât cea a unei balene albastre. Fiecare tentaculă este înarmată cu mii de celule adaptate special să se comporte ca niște harpoane în miniatură. Aceste celule se numesc nematociste. Când un pește sau orice altă vietate se prinde în tentacule, aceste celule trag cu tuburile încolocite în interior spre pradă, injectând venin. Meduzele au un tub scurt în partea de jos a corpului, care are rol atât de gură cât și de tub digestiv. Meduzele nu au creier, inimă, urechi, cap, membre sau oase. Pielea acestora este atât de subțire încât meduzele respiră prin piele. Chiar dacă meduzele nu au creier, acestea au un sistem nervos elementar cu receptori care detectează lumina, vibrațiile și substanțele chimice din apă. Aceste abilități, împreună cu simțul gravitației, permit meduzelor să se deplaseze prin apă. Cea mai mică meduză din lume poate avea chiar jumătate de milimetru în diametru. Aceasta se reproduce asexuat prin diviziune. Cele mai mari meduze pot cântări până la 230 de kg greutate. Printre cele mai mari meduze este și Stygiomedusa gigantea, specia care a fost văzută doar de 17 ori în ultimii 110 ani. Cele mai multe meduze sunt carnivore pasive. Acestea se hrănesc cu crustacee, alte meduze, icre, pești mici și plancton. Prădătorii lor sunt țestoasele marine, rechinii, tonul, peștele sabie și unele specii de somon din Pacific. Există o specie de meduză, Turritopis nutricula, numită și meduza nemuritoare, deoarece aceasta se poate transforma din organism matur înapoi în polip, reîncepându-și ciclul vieții. Dacă nu ar fi inamicii naturali, aceste meduze ar umple toate oceanele. Una dintre cele mai periculoase meduze, conform statisticilor, este viespea de mare, o meduză mică cu tentacule lungi de 3 metri. Atingerea sa este de obicei fatală și numai în ultima jumătate de secol, reprezentanții acestei specii au luat viața a peste 5.000 de oameni. Meduzele au 24 de ochi care oferă o vedere circulară. Aceste creaturi primesc oxigen din apă cu întreaga suprafață a corpului. În unele țări asiatice, meduzele sunt consumate frecvent. Unele tipuri de meduze pot depune mai mult de 40.000 de ouă pe zi. Un grup de meduze care poate include până la 300.000 de exemplare se numește înflorire, roi sau smac. Cea mai răspândită meduză de pe țărmurile europene este Aurelia aurita. Această meduză este de obicei albastră sau rozalie și trăiește la adâncimi de aproximativ 6 metri și este cea mai cunoscută meduză de pe litoralul românesc. Urzicătura acesteia este de obicei ușoară, dar poate lăsa pe piele roșeață sau mâncărimi. Chiar și meduzele moarte pot urzica. Veninul de la o singură meduză Irurangi este suficient pentru a omorâ 60 de persoane. În fiecare an, meduzele omoară mai mulți oameni decât rechinii. Durata de viață a meduzelor este cuprinsă între câteva ore și până la 30 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe.
Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!